Din data de 8 ianuarie 2022, odată cu prelungirea stării de alertă, masca de protecție a redevenit obligatorie și în aer liber. Debusolați de deciziile luate la nivel național în ultima vreme, prin care ba se elimină obligativitatea purtăriei, ba se reintroduce, oamenii nu mai înțeleg nimic și nu mai știu când, cum și de ce trebuie să o poarte. Conform ultimei decizii a autorităților, masca de protecție a devenit din nou obligatorie și în aer liber din data de 8 ianuarie. Aruncându-și o privire în timp ce se deplasau pe străzile municipiului Drobeta Turnu Severin, reporterii Tele2 Drobeta au observat mulți mehedințeni fără mască și au oprit în încercarea de a afla motivul pentru care nu o poartă. Unii au fost luați prin surprindere, alții, din contră, revoltați. De ce nu purtați mască de protecție? Este obligatorie și pe stradă, știați? Nu. O fi obligatorie, dar stau singur momentan aici. Da, dar este obligatorie și pe stradă, după noile reglementări. Da, nu știu, n-am auzit. De ce e obligatorie? E în Constituție așa ceva? După noile reglementări. Nu cred, nu e în Constituție așa ceva. De ce nu purtați mască de protecție? Știți că este obligatorie și pe stradă. Nu știați? Nu. Mă încălzesc prea tare la gură și mă feresc de grupuri, de... Ar trebui, da. Este obligatorie. Te știu, domnul, știu. Și de ce nu purtați? De ce mă obligă să mă vaccinez dacă trebuie să respect aceleași măsuri ca un nevaccinat? Pe stradă? Da. În spații închise. Este obligatorie și pe stradă după noile reglementări. Mersi. Dumneavoastră nu purtați mască de protecție. Eu? Da? Odată cu reintroducerea obligativității purtării măștii de protecție pe stradă, s-a interzis folosirea celor confecționate din material textil sau plastic, permise rămânând doar cele de uz medical și de tip FFP2. Port masca și în interior, în incinte, numai și în afara locuințelor, clădirilor, pentru că e o necesitate și o măsură de protecție în plus care îți dă și o altă siguranță, așa, și plus că e lege în toate țările europene. E o obligație și unde lege nu-i tocmală, deci trebuie să restăduim, să respectăm această prevedere. Atenție însă, cei care nu respectă acest aspect riscă amenzi cuprinse între 500 și 2500 de lei.